Botoșan este partener principal al turului României și m-a inspirat să urmăresc din punct de vedere gastronomic parcursul cicliștilor. Urmează o dovadă că se poate trăi armonios în Transilvania și fără afumătură. Șnițel de varză cu sosul meu neștire. Deși dacii par să fi inventat varza, ardelenii ar fi putut să-i ridice liniștiți un templu. Șnițelul de varză e o dovadă că se poate trăi frumos și fără afumătură. Întâi facem sosul meu preferat, pe care l-am numit neștire, pentru că se mănâncă în neștire. Încingem unt și înmuiem usturoiul, strivit ușor cu lama cuțitului. Când s-a rumenit, îl scoatem din coajă și îl transformăm într-un soi de mujdei mic. Iaurtul îl emulsionăm cu ulei de măsline și cu usturoiul îmbrânzit. Potrivim de sare și piper, mai punem suc de lămâie și mărar tocat și îl lăsăm să stee la rece. Apoi se pune apă cu sare la fiert. Varza se taie felii grosuțe și se fierbe până dă să se înmoaie, dar fără să leșine. Se scurge și se usucă în prosop. Pregătim sfânta treime a paneului, făină, ouă, pesmet. Nouă vă recomand să amestecați pe lângă sare și piper niște chimen prăjit un pic înainte și râșnit. Făină, ou, pesmet, ou, pesmet. Sună ca un cântecel. Apoi încingem ulei de floarea soarelui în tigaie și prăjim șnițelele pe îndelete. Se lasă la scurs de grăsime și apoi se împrietenește în farfurie cu sosul neștire. Ceea ce vă doresc și vouă. Așa că dați-i pedală și să vă fie de bine!